Mircea Eliade, dacă poporul român printr-o catastrofă dispare și rămâne o singură carte al lui Eminescu, generația care vor veni, vor ști cine a fost. Deci este un concentrat de neam. Și Eminescu uh, punea foarte mult preț pe rasa, fiată atent aici, superioară de român. Nu e o teorie rasistă care zici, domne, românii sunt superiori, aia sunt. Nu, rasa superioară de români, adică în cadrul rasei de român, era rasa superioară de român, care pune dreptul de a fi um, seriozitatea morală în fața acestor impostori, zice el. Cali Gibran, diferența între filozofie și poezie. Filosofia zice că un vultur care stă în cușcă poate să-și zice aripi, dar nu poate să zboare. Poezia zboară. E, Eminescu este vulturul care zboară. Știi, eram cu, pe la universitate și statuia Gheorghe la Și noi toți țigam că la mine și zic, ăsta de ce? De ce sta aici sus? Pe păi zic, să învățăm. A, lasă, merit. <laughs> <laughs> nu e genială? Fii adă. <laughs> Teribilă țigancă. a recunoscut valoarea. Îmi <laughs> aduc aminte, am scris o carte, om frumos, mai de mult. Și ieșeam din biserică și unul așa cu șapcă mai bătrân, se vedea că a fost o la securitate. Auzi, băi, unde ai văzut un oameni frumos, mă, și discuția asta ordinară, așa, ca Miște să... Da, 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 și ca să el era superior, știi. mai a fost gine, era mai vârstă. Că eu de dimineață până seara văd numai lepre. Cum văd ăștia pe la definiții intelectuali români. Văd un popor român numai lepre. Și am... mă simțeam să-i să și în vârstă și... A venit Dumnezeu în de regin, în vârstă cu o băbuță sprijinită de zid și a zis, există bre, dar nu-i vezi dumneata și dorul e mai puternic decât veșnicia. Din dor, fii atent, uh, uh, ecoul târziu al creștinismului, din dor de om Dumnezeu s-a nomenit și a pătimit, din dor de părinții lui, eu, bunica încetea și o plângeam, aveam cinci ani, cum îmbătrânea, cum cădea. Uh, veșnicia refuzatul, el a refuzat s-a întors acasă, eu nu mai găsea nimic, a găsit la aia, care a deschis-o a ieșit moartea, care a slabă și a zis, dacă mai întârziai, nici pe mine nu mă mai găseai. Dacă Hristos trăia acum în lumea asta a mobililor și asta avea trei like -uri. De la Maica Domnului, de la Maria Magdalena și de la Sfântul Ion Evanghelistul. Înțelegeți? Barabas e plin. Bine, v-am regăsit la altceva. Ne apropiem de o sărbătoare mare a României. Îmbrăcăm din nou hainele de duminică. Este sărbătoarea culturii naționale, sărbătoarea care ne-l reînvie la fiecare mijloc de lună ianuarie, pe sfântul literaturii Mihai Eminescu. Iar despre cultura noastră și luminile ei, povestesc astăzi cu un păstrător de limbă și de credință. Un păstrător de tradiții, un om care mângâie cuvintele într-atât încât parcă nu-și dorește să tulbure tăcerile. Bine ați venit, domnule Dampuric! M-ai făcut bravat cu prezentarea asta. Ce interesant, Mai ai făcut mângâietor de limbă, eu care fac pantomimă. Sunteți omul da. care ați tăcut 48 de ani. Da, da. Mi-a zis un prieten și că bă, dane, tu când taci, nu te mai oprești. Dar și până am început și nevoia de a... M am gândit la Eminescu. știi că el a fost suflor. Și însă așa că Eminescu a început prin a fi suflorul Teatrului Național și a terminat prin a fi suflorul Conștiinței Naționale. Și a, ei, actorii, au luat să avea 18 ani, 19 ani cât o fi Am citit așa în documente, este fantastic. Se jucau de exemplu, după repetiții, în turnee, să se jucau cum să-i facă curte unei fete, unei doamne. Și toți găseau tot felul de jocuri din astea amoroase și a venit rândul lui Eminescu. Și a încremenit viața femeie. Pentru că niciodată nu a văzut atâta revărsare de dragoste. Eminescu a ne-a învățat să iubim. S-a pus limba română să iubească. Și când n-a mai avut cuvinte, a născut altele pe care le-a pus să iubească. Știi că noi până la el eram uniți prin limbă și prin credință. Asta era aliantul. El știi prin ce ne-a unit? Prin conștiința demnității de a fi român. Dintr-o dată s-a creat un alt nivel unde noi eram uniți prin conștiința de sine. La un moment dat am scris că Eminescu ne-a din E băgia conștiinței din fața istoriei și a aruncat-o spre Absolut. Să știi că toate definițiile astea celor mari, uite, noi, ca Eminescu, zice Sinea noastră mai bună. Ce frumos zice, Sinea noastră mai bună. Expresia integrală a Sufletului Românesc, Nicolae Iorga, ce mă aduc aminte. Zice, Cioran. Eminescu ne-a scos din aproximativ și ne-a dat absolutul, fără el eram o glumă. Țuțea, sumă lirică de voivozi, fii atent cum sună, sumă lirică de voivozi. Românul absolut. Și vezi dintr-o dată cum au încercat toți să definească acest fenomen care știi că prietenul nu e cel mai bun, aș putea zice singurului piețean. a fost uh, Creangă. Și zicea Creangă, vino bădie Mihai, vino, că fără de tine mă simt străin. Știi că Mircea Vulcănescu, marele uh. martir, care acum ăștia al fac criminal de război, um, uriaș, uh, uriașă conștiința noastră, Fiat în definiție omul românesc, între creangă și Eminescu. Omul românesc par și că se vede, între înțelepciunea, cum să zic, acestui popor și conștiința cea mai înaltă a neamului. Și Mircea Vulcănescu zice omul românesc. Pe păi dacă noi declinăm omul românesc care acum e pe de disparit sau vor să-l facă, simți o tărie sufletească așa nu? Te odihnești și în, în, în creangă te odihnești și în Eminescu te înalți, știi? Și mai spun ceva. Alexandru Codin Codimirunescu a fost profesor la Sorbona, adică absolut cu magna cum lau de la Sorbona, mi se pare pe chimie, martir al închisurilor, nu știu, un geniu. Și a spus așa că între literatura română până la Eminescu și cea de la Eminescu încolo, nu e nicio evoluție e un salt ca în creștinism de la Grecia antică la păgânesc, la fiată, la creștinism e un salt. Păi dacă te gândești, știi că m-am uh, uitat, uh, să zicem așa, cu toate că ziceam, zicea uh, condiția intelectuală și morală a unui popor, valabil pentru cei care ne ascultă astăzi, e mai prețioasă decât limba. Condiția intelectuală și morală. Gândește-te în ce condiție nenorocită sunt ne noi și intelectual și moral. Ce preț ei Eminescu pe condiția morală și intelectuală. Și dacă noi îi datorem limba uh, literară lui și biserici. Rotunjimea ei, nu, dulceața da, ei. El în patru ani, cinci ani a făcut limba română, a dus-o, a explodat. Și evident și biserica liturghisindu-se. Și uite la ce am uitat Adi. Primul care a zis așa ca un strigăt toate neamurile au uh, cuvântul lui Dumnezeu în limba lor. Noi de ce să nu avem cuvântul lui Dumnezeu în limba noastră? Corezi. <gântu -i> Diacul <Corezi>. nu <gântu -i> Și de cu Tetra Evanghelierul, Liturghisitorul, traducea Biblia în limba română. Zicea mă că noi am început să aia. Primele cuvinte care s-au născut au fost cuvintele lui Dumnezeu în limba română. Nu este uluitor? Acolo s-a sădit. Cultura națională? Acolo încep germenii limbii române, deci prin cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea pas e un pas de dizidență, ca și cum un, o personalitate din România n-ar asculta de broaștele de la Uniunea Europeană. Era de la Patriarhia Constantinopului, era interzis să limba română să fie limbă de cult. Și a fost un modorean deștept, inteligent și curat, dosoftei, care, fii atent, a dus limba la altar. O, el, odată se însfințește limba și, doi, apare și prima poezie grea cu saltirea în şi... versuri. Nu? Extraordinar. M-am uitat așa, momentul trei, Antim Ivireanu, georgian, 100% georgian și 1000% român. Și zice să liturghisim în limba noastră asta proastă, dar nu se era proastă, era simplă, în sensul Sim. simplu, Da dar noastră, ca să aducem lumină. Și vezi dintr-o dată că liturghisim în limba română. Trece un băiat ardealu, Gheorghe Lazar, știi, eram cu, pe la universitate și statuia Gheorghe Lazar și noi toți zicând că la mine și ăsta de ce, de ce stă aici sus? Pe păi zi, ne pus să învățăm. A, lasă, merit. <laughs> <laughs> nu e genială. Fii <laughs> țiganca, a recunoscut valoarea. A recunoscut valoarea aceea ăștia intelectuali Nu știu, nu recunosc valoarea. A recunoscut valoarea. Țiganca. Și Gheorghe Lazar a trecut din Ardeal, a venit aici și mare boier, bălăcean, stolnici care, na, ultimul decenat a murit. L-a chemat pe Gheorghe Lazar și a zis că e aventura până în mine, de asta ce să, el era inginer, făcuse făcut poduri, mi se pare la Constanța, la, la, Viena, inginer de construcție și poduri. Și l-a rugat pe uh, Gheorghe Lazar să-i măsoare grădina. Și a măsurat-o. Ce crezi că a făcut uh, boierul băierul S-a dus la biserică și a dat tacatistă, că nu i-a venit să creadă. Deci, Doamne, aici ieșit perfect ca neamțul. I-am crezut că mă fură. Deci, fii atent. după care s-a dus la Caragia cu el, ca și cum ar vine așa, mă duc eu la Comunitatea Europeană cu unul dintr-un sat de aici de 15 ani cu un puști, să zic, știți că el are soluții. Că să vă treziți la minte că ați făcut cooperativa asta agricolă de grădina zoologică de națiune, nu vă înțelegeți? E puștul ăsta de 14 ani de lângă Slobozia și ea care ar râde așa să uita, cu o curiositate antropologică la ala. Ăsta a fost Bălăceanu cu uh, Gheorghe Lazar la Caragia să-i spună că fii atent, ceva, exact, că limba română trebuie să facă învățământ superior în limba română. Când acum greaca era limba curții, limba franceză, limba diplomatică, limba italiană juridică, limba germană pentru calcule, iar Gheorghe Asache scria, zice, limba română, biata de e limba de stână. Și îl vezi pe Gheorghe Lazar cum ia limba, deci cum a băgat-o cel de Softei și Iverianu și pune limba română în învățământul superat Sfântul Sava și în teatru. La 1812 s-a auzit pentru prima oară limba română pe o scenă. Juca Hecuba Ion Elia de, Radulescu, de... și, după ce trimea rolul era, a jucat în travesti. Era și suflări. Dom'le, era ceva de o, de o forță, a unei energii teribile. Și după Gheorghe Lazar, 2012. se pare că la prima reprezentare a fost și Todor Vadimescu în public. Nu-ți nu, nu vine să crezi ce aventură are limba română. Și pe la 1825, din Nicu Gorescu, însemnare a călătoriei mele. Și m-am uitat, eram pe la Botoșan, așa când o citeam, nu avea cuvinte. El maxim scria cu vreo 200 de cuvinte. Când a ajuns la Viena și a văzut niște muze, a zis Dumnezeu aici. Și <laughs> atent că nu avea cuvinte. Și că, că era sin la 1600, scria cu 1500 de cuvinte, noi avem 200 de cuvinte. Și apare puștul ăsta, Mihai Minescu, care în 5 ani face o explozie. Și pe într-o grădină lângă o tulpină găsi o, floare ca o lumină. Să o tai să strică, să o las, mi-e frică că vine altul și mi-o ridică. I să Asta e înăchid să păcăresc. Asta era nivelul. Și vine Minescu. Nu credeam să învăț, am uitat. Zice să mă ce Uriaș. Versul ăsta este cât o civilizație. Adică, nu credeam. Ce înălțarea limbii române, o limbă română pe care, e exact așa, care s-a născut la liturghie, uh -huh. și ca să înțelegem că nu e arhaic, și să înțelegem durerea lipsei limbii române dintr-o liturghie, spunea Grigore Vieru la un moment dat că îi era dor să asculte Grigore Vieru care a cunoscut talpa uh, dezrădăcinării limbii române da. din biserică pentru că da, știm de foarte știu. bine că dincolo de, de Prut uh, a fost izgonită limba română din biserică și spunea mi era dor doar de o slujbă în limba română. Păi știi ce zicea Grigore Vieru fii atent minunea la fel ca și Nicolae de Abija că după ce sovieticii ne au făcut praf așa și era prutul, ne despărțea, femeile își făceau ruga și rugăciunile în funcție de clopotele care se auzeau de peste prut. Îți dai seama cum a trebuit poporul ăsta. Neamul ăsta românesc este, este atât de emoționant, știi? Și Eminescu vine și creează această trăire uh, în absolut ridică dragostea față. El, el ne-a învățat cum se iubește uh, cu adevărat, cum îți iubești țara. Știi? Cum îți iubești iubita. De-aia s-a spriat aia sara, că când el s-a la <laughs> acolo, ce a venit și a făcut o declarație asta. <laughs> a zguduit-o, pentru că atunci era o floricică într-o grădină, să tai, mi-e frică că vine atunci și mă ridică. Și dintr-o dată a apărut acest care, știi că Bernard Shaw s-a mirat foarte mult și că cine este omul ăsta care, deci a strâns vreo trei secole dintr-o dată, a adunat, să vezi așa, în poziția asta a poporului român, toate cât un salt care recuperează totul. Mircea Eliade, dacă poporul român printr-o catastrofă dispare și rămâne o singură carte al Eminescu, generația care vor veni, vor ști cine a fost. Deci este un concentrat de neam. Și Eminescu uh, punea foarte mult preț pe rasa, fiat atent aici, superioară de român. Nu e o teorie rasistă care zici, domne, românii sunt superiori, aia sunt. Nu. Rasa superioară de român, adică în cadrul rasei de român, era rasa superioară de român care pune dreptul de a fi, uh, seriozitatea morală, în fața acestor impostori, zice el Fixează o forță a rasei. El zice uh, Are un articol în care vorbește de uh, Român Românul uh, Specia superioară uh, Celula moral impenetrabilă Uite așa Nu intră ca să o poți verifica acum uh, România vis-a-vis -vis de mizerile care vin de dincolo așa e alții, la care lasă ăla la Emescu este românculu uh, românul degenerat care provenea de la homuncul homuncul era un om din perioada evului mediu alchimiștii, ca un om artificial cam cum vor să facă acum la Davos uh, un cretin pe cipuri deci zice român specia degenerată. Zice trei lovituri în coloana vertebrală a primit popor român. Speța fanariotă, elementul alogen și ideile îmbătrânite din Occident. N-a zis civilizația occidentală, ideile îmbătrânite. Și el când zicea elementul alogen nociv, nu alogen în general, pentru că am avut evrei, armeni, greci care au înnobilat el vorba de -a partea nocivă astora. Și mai este o chestie, adică care este foarte contemporană, mai zic eu la nefericii ăștia de la Bruxelles. El zice, nu poți să privești poporul român cu ochiul obosit de Bizanț. Ce zici de asta? Nu poți să privești poporul român cu ochiul făcut acolo, pe la laboratoarele sociale. Știi, el este ne-a înălțat, a creat conștiința demnității de a fi. El ne-a redat noblețea de fi român. Ne-a nar ne naripat, ne-a pus aripi. Am uh, subliniat o remarcă pe care ați făcut-o la un moment dat, referitoare la Eminescu. Poporul acesta are în el ceva atât de frumos pe care Eminescu l-a simțit în ciuda unor evidențe de societate căzută. Eu astăzi despre aceste frumuseți, despre aceste culori și acest tablou să zugrăvim al României frumoase și al culturii naționale luminoase, pentru că aș da deoparte tușele de gri, cele cenușii, da. tușele întunecate și aș vorbi despre Eminescu, dar în egală măsură ați și lansat așa o provocare, Mircea Eliade. Dar avem Cultura Națională. Emil Cioran, l-am avut aici pe uh, unul dintre nepoții lui Emil Cioran invitat. L-am avut pe fiul, uh, pe Alexandru, pe fiul uh, lui Marin Preda da, uh, invitat. Au vorbit cu atâta, cu atâta consistență, cu atâta iubire despre. Despre uh, România și um, vorbeați despre exact mai devreme, despre acest certificat de naștere a limbii române pe care ni l-a pus uh, Mihai Eminescu în, uh, în palmă. <coughs> și cu care poate nu știm ce să mai facem cu el. Dacă să ne mândrim sau. Ce să... remarcă tragică. Nu, nu știm știu. ce să mai facem. Îți să mai ce hal de degenerare. M-am gândit aseară că. Tu mi-ai spus să mă gândesc la ăsta și. Mi-a trecut prin gând faptul că uite de ce Eminescu este în noi atât de puternic. El și-a adică întreaga golgotă a istoriei acestuia. El și-a asumat, a consumat până la capăt fii atent condiția de a fi român. Exact cum Isus a consumat până la capăt condiția de a fi, de om. fi om. El s-a crucificat în condiția de a fi român și din cauza asta poporul român îl simte ca pe biserică în interior. De asta se fac eforturi cu miliarde de dolari să-l scoată, să-l învinuiască, să îl minimalizeze, să îl margină. Nu se poate. Eu am spus la un moment dat, chiar la această masă, la un dialog pe care l-am avut cu doamna Lucia Olaru Nenati, Poate mm -hmm. cel mai cunoscut eminescolog din România? A fost director la Botoșani este. Superb, a este venit ca să, ca să fie Mântuitorul Neamului nostru. Foarte bine a spus. Foarte bine a spus. Um, e ideea de a fi salvat din condiția aia, cum a zis, eram n doar prin limbă și prin credință, el ne-a unit la nivel de, de conștiință. Um, spunea, gândul lui era, fiat, încă de actual să avem. Să fim într-un cuget. Să avem un destin unic. seama că sunt destine periferice, particulare, privatizate. Să fim în România, să fim într-un gând, în faptă, și să fie plin de viață națională. Fie ce expresie? Viață națională. nu a zis Viață internațională. Dacă, viață națională. Dacă obiectivul nostru este, sau ar trebui să fie în poate al nostru ca români ar trebui să fim români, să devenim, să devenim plini de Da, eu știu, reacția ta este justă. Știi, a fost un mare poet al exilului Horea Stamatu și prin 78 el la Radio Europa Liberă deja remarca să zicea, bă, frăților ăștia ne dezrădăcinează. Și că hai să ne reînrădăcinăm, exact ce zis tu acum. Dar ăștia sau noi? Nu, aia din afară, ocultă, care și acum, bă, dar lucrează și prin româncul de la noi. Și zice, hai să ne reînredăținăm, zice Horea în ogor, cultură și în cer. Fără de cer, primele două sunt inutile. A simțit nevoia. Eminescu se duce, știi, pe ușa de la cabana lui Heidegger, la munte acolo, scria, avea un, cit un citat din Heraclit, fulgerul e totul. Fii atent. Păi dacă în întuneric, odată vezi, Buh! și odată te luminezi. Și m-am gândit că noi am avut uh, oameni fugeri în istorie. Din spune bezna asta în care am trăit ca un popor despărțit, dezenat, cucerit, cerit, așa, odată a fost un fuger care ne-a unit. Buh! A fost, uh, a fost uh, Mihai Viteazul, un fuger știi? Buh! Apropo, Heidegger știu că săracul a murit când l-a găsit Aveau o ie de la Lucian Braga. Teribil, teribil, în Și aveau o mare considerație față de român. A fost și Octavian Voia a fost asistent acolo, a fost imediat, îmi aduc aminte acum, mare filozof român. Al doilea om fulger, în șapte ani, ca să faci. O Românie modernă a fost CUZA. Și Spiritul Fulger a fost Eminescu. A scos din Beznă și ne-a dus. El nu ne-a făcut un destin european. El a făcut un destin cosmic, universal. Înțelegi? El n-a făcut un act de sincronizare. Nu! No, ca Brâncuș. Brâncuș nu poți să-l bagi în curente acolo cu brac, cu Picasso, vezi de, de treabă. Brâncuș este salt, universal. Eminescu este singura diferență că uh, Eminescu este intraductibil. Nu cum să traduci uh, din eu pentru că na, orice limba are lui, dar și aici este o taină. Omul are valoare și prin faptul că este intraductibil. Cred că Wittgenstein a zis lucrurile care sunt de spus, de dar în fața lucrurilor care tac trebuie să tăcem. O chestie de genul ăsta, relativ. Vezi, tu, liturghisirea în limba română, pe dacă te duci în Grecia, e în greaca veche, nu înțelege nimeni nimic. Doar predica este ce a însemnat uh, lucrul acesta. Deci, aici, uh, Eminescu valorizează poporul român. Pe când ăștia de astăzi îl devalorizează. O discuție, mă aduc aminte că am făcut un podcast cu cineva și a apărut un comentariu, spunea doamne, doamne, d am pur trebuie să se trezească când nu mai suntem acum 100 de ani, e lume, e ialtă... El, bietul om, nu cred că a zis-o cu intenție, a zis-o marcat de ce se întâmplă în jur. Dar am avut o verișoară de o inteligență rară la 97 de ani și a zis, dragul meu, nu te lăsa prea plin de contemporaneitate. <laughs> prea umplut fie de... <laughs> Iar apostul, eu zic, o chestie extraordinară. Nu vă lăsați hipnotizați de lume. E că nu se lăsa hipnotizat de realitatea pe care pietul om asta a zis-o. Păi dacă te uiți așa la România, e terminată. Dar dacă te uiți la cu ei, este ce vorbeam înainte și ai zis și tu, act regenerativ pentru o Europa distrusă. Știi că o cultură fără spirit înseamnă decadență. Iar o civilizație fără Dumnezeu înseamnă o barbarie rafinată. Uite ce fac. Războaiele și cum, cum se zic, poate să manipuleze drepturile omului numai pentru anumiți oameni. Vă ascultam acum când ridicați această scară a României către cer, de la Mihai Viteazu la Alexandru Iancuza, la Mihai Eminescu și mi-am amintit o discuție pe care am avut-o într o ediție specială cu uh, președintele Academiei Române, în care spunea nu l mai condamnați pe Mihai Viteazu pentru că a fost primul unificator eu, eu, eu că, da. al credinței. Bravo, foarte bine zis. În acel moment spunea, poate că l-ați uh, uh, clasificat mercenar uh, trădător, da, uh, da, da, vândut, da, da. dar a unit mai mult decât niște teritorii, a unit credința. Da, Celor care locuiau foarte, aici. Foarte bună remarcă. Uite, mi-am aminte de filozoful român care a fost în proximitatea lui Heidegger, Alexandru Dragomir, care pe vremea lui Ceaușescu a fost puntator într-o că mi se pare normal. Și Alexandru Dragomir vorbea de forța semnificației. Eminescu redă semnificația sacră a poporului român. Alexandru Dragomir spunea de o imponderabilă. Pentru mine, un teritoriu oarecare e țara mea. Pentru mine, un fenomen lingvistic oarecare e limba mea. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Pentru mine, eminescu este conștiința cea mai înaltă a, a poporului român. Și acum, sigur, și ce faci tu și ce mai fac anumiți oameni în România, e contra curentului, pentru că, de exemplu, actul de devalorizare, de desacralizare, de demitizare a început de mult. Știi cum se distruge o valoare? O încolonezi. Am avut un profesor de filozofie, un om de o înțelepciune rară, Gheorghe Ceaușu, Dumnezeu să o rinească, mi-a fost cel mai bun prieten al lui. Și mi-a zis, bă, Dane, ăștia de acum nu mai inversează valorile ca în timpul comunismului, știi? ci le diluează pe mari. Ești un cub de gheață mic pus paragați când se topește. Fii atent cum era cu inversarea valorilor. M-a dus la o biserică, nu știu, câmpii, la un moment creastă de deal pe acolo și am un domn așa subțire, în, în, vârstă, dacă nu știu, ochi și o fragilitate, ci că, domnul Dan, îmi dați voi să vă strâng mâna. Și dar fai din cu ce cu tot. Și că, dați-mi voie să mă prezint, sunt fost bandit al poporului. Și a, un zâmbet cu că am luptat să-i liberez Basarabia, am fost aviator. Deci, banditul, a valoare, ăla era martir. Ai înțeles? Ăștia, acum, le diluează. Și m-am uitat eu aș face studii de antropologie pe emisiunea aia cel mai bine dintre români. La televizor, era, a venit din străinătate, ca așa avem noi și aia cu emisiunile care mă pe la TV, pe antenă, toate scopii, ca și cum n-ar fi în stare română să facă. Niște porcării. Da? Cel mai bine dintre români. A fost și cel mai bine dintre englezei și tu un fotbalist. Adi, știi ce era pe bandă? Era ce vrea tovarășul Adorno de la școala de la Frankfurt în colonarea. Cine erau pretendenții la cel mai dintre români? Lucian Blaga, Fane Vigelie, Constantin Noica, Adrian Copilul Mihai Minescu. Blaga vorbește de paralelismul valorilor. Și, domnule, sunt maneliști, foarte bine, au o zonă lor, au o zonă de valoare. dar să fim serioși. Că Trebuie apele separate. Una la mână zice Goethe, ierarhia valorilor e pe verticală. Avem valori mai mici, mai mari și geni. Geniile sunt puse pe orizontale, zice Goethe. A spus Bach, Enescu, Handel, îți de acolo. Bă, nu faci uh, fani cu Eminescu decât dacă tu vrei să-i muzoliști semnificația. Și mai e ceva. Uh, care au organizator la TVR1 stăteau cu picioarele pe harta României. Adi, am de sus. Pe pentru ei au murit milioane, de oameni. Eu să -te așa. Mă vezi pe mine aici în emisiune și jos o icoană mai ce Domnului? Sau Mahomed, sau înțelegi? Buddha. Nu poți să fac așa ceva. Și așa e rănită acea hartă. Ce bine ai spus. Ai înțeles? Nu poți să stai decât dacă ești un, un animal sărac, este scuzabil, că el nu știe. Aici suntem în zona semnificației, în zona, cum să zic, Eminescu a privit și ne-a arătat sacralitatea de a fi român. Știi? E în zona asta a tainei care te înalță. Eu mi-am educat, ficele, ca atunci când pășesc pe o alee a celebrităților să nu calce niciodată pe numele lor. Ai, ce frumos! Pa! Pentru Ai că... zis-o! Domne, vezi, vezi cum arăsele din tine? acest bun simț extra, nu poți să calci, că nu se să dăm cu Mircea Albulescu, nu poți să calci cum calcă ea pe la Hollywood. Vezi, asta ar trebui să te le lecții. Mă, ați spus stele, dar nu călcați pe ele. Nu poți să calci pe un mormânt în cimitir. Știi că teama asta, domne, ești grozav. Mai făcut... Eu am fost la Chicago, am luat un premiu la Chicago prin 96 și cineva mi-a zis, du-te și pune floare la Mircea Eliade. Nici nu știam că a fost în Chicago, Eva. Adi m și cimitirile, mormintele aici sunt plate, nu sunt ridicate. Și mi-era frică, cunosc, mi era frică să nu calc pe el. Și am pus floarea. Ai înțeles? Mi-era frică. Uh, știi cum este uh, în, în România astăzi valoarea și în lume, valoarea autentică? Sau întâi am să-ți dau un exemplu. Am făcut arte plastice. Am făcut tonița. Și am făcut pictură și există un tablou la Luvru atât de mic. Biciuirea lui Hristos, făcut de Frangelico, perioada ducento italiană. Frangelico ținea post două zile ca să picteze. fantastic. Fii atent, domnule. Biciuirea lui Hristos nu e el bătut acolo, față însângerată, toată renașterea aia teatrală care nu spune nimic. Sunt niște coloane, așa asta, de templu și după el e un cal care se uită așa. Ca și cum voi vedeți ce, ce în spatele meu, și în spate trei oameni mici care îl, îl bat pe unul. Calul ăla este expresivitatea întregii umanități disperate, așa. Voi vedeți. E ca și cum s a uitat acum la genocidul din Palestina sau cu Ucraina sau la amăriți ăștia ochii care. Disperării. Ochii disperării. E așa, calul. Asta este și privirea mea. Voi vedeți ce sunt în spate. Doi, destinul valorii astăzi, pentru că știi, costul un cancel, culture, walk, ăștia ca aici când s-au deșteptat săraci de aici. Deșeuri ale umanității pot să fie, ci că în numele dreptății distrug totul, rup ierarhiile, ce e miniscul, ce blaga, ce brâncuș, ce găte, ce... E o pictură lui Peter Bruegel cel bătrân, flamandul secolului XVI, adică căderea lui Icar. Aici un Icar, un țăran în primul plan care ară pământul și în spate lui se vede marea, se vede niște corăbii copaci aici. Undeva în cer, de parte e unul care cade. Se frânge. Aia e valoarea. Așa a fost și Eminescu. Și marele valori de conștiință ale. Cineva, un filozof mai gras de aici din România, m-a acuzat că eu o legendarizez. pe păi dacă te uiți la Eminescu. <laughs> Eminescu n-a scris poezii din CNP-uri. El a văzut povestea sacră acestei țări. Știi cum zicea Pușkin? Prefer o amăgire care mă înalță decât o realitate vulgară. Să ai seama, Pușkin. Atunci, pentru că toată lumea m-a acuzat, domnule, tu bas câmpi, uite, domnule, noi n-avem ce mânca pentru ziua de mâine. Păi, dacă tu ai început să ai caracter de termită. Am fost odată cu un șofer, am la Bacău și de la hotelul ăla mic m-a dus la sala Iondacian și era multe lume. Era acolo, vorbeam și eu, era și un cor frumos de așa, de Crăciun, și era lume, că nu intrase vreo mie de persoane. Și eu, ca să nu glumesc, domnule, știi ce, -i, ce -i zic, e nu știu, zic eu, unul Dan Puri care vorbește. Da, mă rog, nu vii și tu să-l Dar ce îmi dă mie, dăm puri de mâncare? Și că pâinea noastră într-o ființă, n-a zis într-o digestie stomacală. majoritatea au fost învățați să rămână la nivel de stomac. Eu nu zic aici, Doamne ferește, că omul trebuie să hrănească, are familie, înțelegi? Doamne ferește, nu asta. Dar când rupi, tu ai observat că omul nu mai vrea să fie liber de când a rupt transcendența. El e al societății. Eu și acum aștept să vadă cine este la Cum redobândește omul libertate? Privit acum. Este... Ăsta a fost șocul care l-a creat Hristos. Conectându-ne... A zis, dați-i cezarului cel cezarului și Dumnezeu cel Dumnezeu. I până atunci am... mai, nu, nu, numai cezarul. Cezarul avea și zei. Nu a fost asta așa, a ridicat privirea și a primit libertate noi acum Cezar e gelos și e ce dă mie cerul Dumnezeu. Adică ce vreți să vă dau tovarășul Cezar că ești globalist sau comunist? De exemplu, sufletul copiilor. dar nu mi l-ai dat tu. Tu ești un administrator. Eu îți dau, îți plătesc, ce vrei pe aici, tributul, impozitele mea. Eu nu pot să dau sufletul tău, copiilor pentru că nu l-ai dat tu. Tovarășul de la UE sau de la Washington, de la politica corectă. Nu. Ăla mi l-a dat Dumnezeu nu pot să-mi dau tradiția, adică nu pot să-mi dau credința, nu pot să dau taina de a fi. Dacă aș așeza două planuri, când am întrebat cum își redobândește omul libertatea privind către Dumnezeu, aș putea înțelege în planul secund că ne putem redobândi libertatea de a fi români privind către Eminescu, Sigur. de pildă. Ai zis perfect. Pentru că acolo, dintr-o dată, e o înălțime care te obligă. Uh, Mi-a plăcut expresia lui că cine a cunoscut filozofia nu scapă nepedepsit. E teribilă. Cine l-a cunoscut pe Eminescu mai avea o expresie teribilă, Constantin în Noica. Încetați să vă mai uitați la Eminescu ca în vitrină. Trăiți ființialitatea. Și zicea, bietul noi ca între ghilimele. Și pe asta au făcut securitatea, au zis că și pe mine. Știi că am, am avut la 17 ani grade locuite încolo în securitate. Întunau colegii. E pe YouTube. Este ceva halucinant. Un articol cu el, cu golaia că fost informator al securității. Noica. L-au găsit cu apă în înghețată, îl traducea pe Blaga în germană. Omul ăsta. Ah. Și el zice, suntem vinovați de dor față de Eminescu. Odată că nu-l cunoaștem cum trebuie și a doua oară că nu-l nu facem cunoscut lumii. Și am adăugat eu așa proporțiuni de un puric până lângă Noica. Și mai suntem vinovați că nu ne lăsăm contaminați de el. Noi ne lăsăm contaminați de lumea lui Caragiale, Ăla, cum să zic, jmecherul balcanic, hoțul care și -au, e o realitate, Caragiale a jucărit-o cu geniu. Da, da, e populația. Ăla nu e poporul. Um, vrei să-ți fac diferență între popor și populație? Că tot mai asta, a, stă, domnule, și discuta, să discutați, bate la câmpii pe acolo cu ortodoxia lui cu... Și acum asta este o emisiune total inutilă, că oamenii trebuie, au alte probleme acum, ce dai tu cu Eminescu și cu asta și tu, tot toți cu poporul așa, adică ești celul la moral impenetrabilă. Înțeles? <gântu -i> Eu cred că dacă în <gântu -i> continuăm să lăsăm acolo o candelă aprinsă și am uh, dorința ca această discuție pe care o avem astăzi, cum au fost și alte ediții, da. să păstreze candela aprinsă atâta vreme cât vom lăsa candela aprinsă vom avea unde să ne închinăm și vom avea la ce să ne rugăm pentru că refuz să cred că în acest ghetou pe care l-ați numit și la un moment dat poate e un paradox ați arătat mulțumire lui Dumnezeu că v-ați născut într-un ghetou da. și nu înțelegeam atunci, da. dar acum Pricep de ce mulțumit lui Dumnezeu că v-ați născut în, în același ghetou cu Mihai Eminescu. <laughs> pentru că este uluitor să poți să împarți un ghetou, o celulă da. cu Mihai Eminescu. Poate noi că nu realizăm acest beneficiu. Radu Gir o cu Isus. Radu Gir, Cu Isus. Unul din, din, dintre... da. exact. Alt criminal de război. Radu martiri martir al închisorilor, voiam la un moment dat, și tocmai am deschis această paranteză și poate că aș deschide-o acum, voiam să, să nu las ușa închisă către închisorile comuniste și să spun că acolo, în anii comunismului, în anii de, de temniță, acolo cultura a fecundat, cum poate nu a fecundat, în foarte mulți ani. Evident, după, după acei ani, da, da. Ea n mai fecundat. Acolo unde au, martirii, fost, au fost, universități. Unde s-a născut părintele Nicu da. de la Rohia, da. cu jurnalul Fericirii. Fericire, da. Acolo, Acolo, George Manu ținea conferințe, Mircea Vulcanescu. erau, au fost universități în pușcărie. Și am discutat cu Petrețuțea, cu, Petre cu foștii deținuți politici și am zis, domnul Dan, Câteodată stau așa și că în garsoniera mea, era Gheorghe Gigi, Dumnezeu să fratele i am murit la Iod și mi-e dor de celulă. Dar cum doamne Gheorghe? Eram atât de aproape de Dumnezeu. Aici mă risipesc. Paradoxul, eu de-aia mulțumim lui Dumnezeu. Știi când te, te naști, uh, uh, uite, am, am, am să-ți dau o isipă, să-mi aminte să fac diferență între popor și populație, că am uitat, adică am sărit. Știi cum este cu Eminescu? Ce a zis rabindranatagore? Tagore? El a fost contemporan cu Eminescu, numai că a trăit de trei ori mai mult. Și a fost și în București. Indianul ăsta zice: cuvântul pasăre în sanscrit înseamnă născut de dori. Odată când iese din ou, wow. și odată când zboară. Dacă nu zboară, nu e pasăre. E, Eminescu ne-a făcut să zburăm spre infinit. Uh, el este, știi cum eram noi până la Eminescu? Tot eu mă duc la un teribil ca ii Uh, um, creștin maronit, excepțional, excepțional ființă ce au dat și ei, domnule. Zice Cali Gibran, diferența între filozofie și poezie. Filosofia zice ca un vultur care stă în cușcă poate să-și zice dar nu poate să zboare. Poezia zboară. E, Eminescu este vulturul care zboară. ne a scos din cușcă. Observi? Odată a ridicat aripile și și acum acasă și prin intermediul lui ne putem desprinde și noi. Eu aici <coughs> erau acele vinovății. Poate că nu aș atribui nimănui vinovăția că nu îl înțelege pe Eminescu întrucât e de necuprins, no. e de necuprins dar da vinovăția că nu își dorește să fie contaminat de Eminescu da, e vinovăția fiecăruia dintre noi. Păi a început o decontaminare, mă duc prin anul 2000 eu jucam Eminescu și cu Maestrul Gheorghe din Icăra Titu mai ales un spectacol teribil de puternic. Și erau... Ce cele... pe... mai potoliți da. pe, pe, pe da, mi teribil de puternic și foarte iubit de spectatori, au la mari tensiuni. Și uite diferența. În aici, în România, au zis că sunt Vadin Tudor, că naționalist, că fascist. la televiziune, atunci, în paralel, a apărut, e un coleg, Dumnezeu să -o dinesc, i dau numele aia, regizor, recitau Eminescu la pisoară. Și l-am întrebat de ce ai făcut asta. A, cum? Este, nu te stătura de chis cu cravată convenționale? Dar de ce la pisoare? De ce ai făcut ordinaria asta? Pentru păi că noi trebuie acum european să în pisoare. Ăla era românculu. Eu mă duc cu Mihai Eminescu, cu maestru Gheorghe Dinică, la Chișinău. Singura, unica mea întâlnire cu Grigore Vieru. Stătea, uite cum stătea aici în față. Nu mai a zis Dan a zis Bădie Mihai. N-am niciodată. Dice: Bă, Dimi, hai, frații noștri de dincolo de prut ne acuză că ne am rămas de Eminescu, iar noi răspundem la Eminescu abia dacă se ajunge. Grigori Vion. Uh, vezi, uh, ăsta care. Uh, eu zic, eu cred profund în poporul român. Și astăzi, și în ciuda evidențelor. Uh, există o vitalitate în absolut. Cine mă ascultă acum zice că sunt nebun, pentru că sunt forme de decădere, de, uh, cum să zic, uh, de degenerare, un tineret aproape pierdut și totuși ies la suprafață prezență. Uite, când ești descumpănit, îmi aduc aminte, am scris o carte, om frumos, mai de mult. Și ieșeam din biserică și unul așa cu că mai bătrân, se vedea că a fost o la securitate. Auzi, băi, unde ai văzut o oameni frumoși, mă? Și discuția asta ordinară, așa. Niște Da, da, și ca să el era superior, știi. Nu, mai fârjine, era mai vârstă. Că eu de dimineață până seara văd numai lepre. Cum văd ăștia pe la definiții intelectuale români? Văd un popor român numai lepre. Și am, am măsfian să-i să mă și în vârstă și. A venit Dumnezeu, în regin de vârstă, cu o băbuță sprijinită de zid. Și a zis, există bre, dar nu-i vezi Dumneata ochiul cu care vede Eminescu. Și în vremea lui erau lichide, erau de călzut, erau vai de capul lor. Și a avut atâta de pătimit, că spuneam că a purtat această cruce a românismului și a avut atâta de pătimit, tocmai fă... din, din pricina Dar, dar, dar n-a făcut nicio concesie. Tu să gândești în perioada aia când eram așa, nici măcar nu eram unit, să gândești la Dacia Mare. Exact cum Bălcescu gândea la fel. Oameni care aveau viziunea asta a întregului, cum zicea Iorga, Dumnezeu noi ne-am luptat în România Mare pentru că fiecare soldat român avea icoana Daciei Mari în inimă. Înțelegi? Nu, era acel ceva, știi? Și acum uite cum te trezește Dumnezeu în viața de zi cu zi. Astăzi, acum, într-o Românie decăzută, într-o Românie făcută un serele, că nu mai suntem altceva. Și totuși, când găsește atâta cădere, diferența între popor și populație. Am avut grijă de o doamnă vârstă. Săraca la 90 ceva de ani nu mai putea. I-am găsit două femei să aibă grijă, dar intrase în faza finală și nu mai judeca și săraca nu trebuia internată la azil, la un azil civilizat Și m-a sunat, domnul, dar nu se mai poate face nimic. Adi m-a dus acolo, era o imagine spăimântătoare, pentru că chiar nu mai recunoștea și nu mai, avea, nu mai era stăpână pe fiziologia ei, pe toți se murdărise, tot și nu accepta să fie atinsă de mine. Și a chemat salvarea. Și acum e de pateric. Și vine șoferul și zice, eu nu iau mizeria asta în salvare. Nu, nu, vă plătesc cât vreți, n-am cum. Nu suportă, nu, nu vrea. Este un caz special, înțelegeți-mă. Nu te de aici, domnule, îți dau bani. Și până că a trecut unul mai în vârstă, brancardier. Și a zis: lăsați, domnul Dană, o spor, Mă duc la bucătărie, alături un prosop, a curățat-o, a de vorbă cu ea, a liniștit -o. Și am băgat-o în ambulanță. Și în ambulanță a zis: vă mulțumesc mult de tot. De când sunteți, de când faceți mesia asta de brancardier? Și a zis, Nu sunt brancardier. Sunt colonel. Mi-a murit soția de mult. Și nu pot să stau acasă și fac serviciul ăsta. Ăla era poporul român. Ăla care a șters. Și dumneavoastră sunteți poporul român. Eu am observat. Că, ăla, ăla, șoferul îngrijit, era, șoferul era... V-ați îngrijit. Da, știu ce zici tu, am zis, perfect, Dar ăla era populația șoferul. Ă, uh, ce plec de aici. Unde ați mai întâlnit poporul român? Și oamenii frumoși, pentru că de oameni urâți, da, poate că ne lovim, dar Exact la ceea ce Adi, spune... mă întâlnesc, mă duc prin țară. Văd printre spectatorii de la Teatrul Național. Văd pe stradă. Când aveam pe dulce Dumnezeu să o păzească acolo, o săraca cățelușa care mă mă întâlneam în parc cu singurătăți, cu oameni distrus, fer, Nu știe cine are grijă. Cățelul de pensionare sau pensionarea de cățel. O, acum de cu dulci și jurnalul unei câine scris de un puric da. Am, și acolo, la un moment dat, dintr-o discuție, dintr-o privire, vedeai acel altceva, altă calitate. În clipa în care nu ai ochi să vezi. Știi că și Hristos s a trecut cu apostolii pe lângă un câine mort și l-a oferit. Și a zis, dar ce dinți frumoși are. Vezi, a vedea în plină vicisitudine, așa se reface un popor. Eu mai zis și emisiunea asta, dacă o ia așa și dorința ta de a face, pentru că ești la concurență cu foarte multe parastase cu Eminescu. Pentru că ce ceva că îl mortifică. Și Doamne ferește că parastasul să mă ierte bunul ziua că parastasul nu mortifică. Eu vreau să-l prăznuim. Da, bravo, să-l Dar și parastasul trece prin tine. Înțelegi? Îl, muz, îl, îl, cloroformizează. Apropo de, de oamenii frumoși care practic ne o pun în față nouă oglinda, că noi vedem ceea ce suntem. Și spunea doamna respectivă, sunt oameni frumoși, dar nu îi vezi. Astăzi eram în drum spre emisiune da. și eram blocat în trafic. Eram blocat, mă sună soția, mă sună Ioana și îmi spune ce faci. Și zic, mă bucur de trafic. Și sunt fericit că sunt în trafic. Și mi-a spus, ești ironic, nu? Nu. Păi de ce? I-am spus, sunt de 40 de minute blocat în trafic, dar îl ascult pe Dan Puric. <ră> Este o figură. Și a înțeles, da. pentru că dacă nu aș fi fost blocat în trafic, nu aș fi avut privilegiul să ascult discursul dumneavoastră de la mormântul din 2020, a -a. de la mormântul lui Mihai da, Eminescu. Da, da. Prima oară când ați ajuns și ați atins crucea lui Mihai da, Eminescu. M-a terminat. M-a terminat. M-a chemat prietenul meu, Florin Dobrescu, acolo să vorbesc și nu venea să cred că sunt acolo. Um, știi ce ai făcut tu? Timpul. Timpul e obiectiv. Uh, zice grecul Cronos. Trece așa, trece. Indiferent și cinic. Da, da, grecul în inteligența lui Alantic zice mai și timpul ca erotic. A doua dimensiune a timpului. A la care în momentul, la oportun, ai făcut ceva. Consistența. Consistența. Substantă. Și n-ai ratat momentul. Știi? N-ai ratat. De exemplu, noi acum facem o emisiune. Uh, încercăm să înfrumusețăm și să redăm această frumusețe unică eminescul poporului român. Da, da, în timpul ăsta alții fură în țara. În Palestina se omoară copii. În Ucraina se mai face nu știu ce crimă și ce asta. Doi politicieni la fel. Dar în altă parte o băbuță în timpul ăsta prinde o rumânare, O mamă își mângă un copil. Ăla este timpul ca erotic. Ăla este timpul care... Și atunci așa s-a întâmplat și cu tine. Știi că pentru că și eu la rândul meu, de exemplu, într-o garzoneră prăpădită în Botoșan, când mi-a făcut stagiu acolo, înghețat de frig, nici pat nu aveam Aveam saltea pe jos, dar bară. M Am făcut să bară clasică ca să mă antrenez. Și citeam Constantin Noica, sentimentul românesc al ființei. Și el vorbea de făt frumos, de fiate la ce m a gândit într-un spre tine. Are Tudor Vianu o expresie apropo de valoare, zice dorința dorința precede valoarea. Spunem ce dorești ca să spun cine ești. Făt frumos din lacrimă. Nu vrea să se nască. De trei zile. Și plângea și nimic nu spunea. Naște-te, fătut tată, că îți dă tata în jumătate de împărăție. El tăcea și nimic nu spunea. Naște fătutate că îți dă tata, tata Toate ispitele și nu se naște. Și se naște numai atunci când zice îți dă tata fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci, el intră în istorie, el nu vrea să intre în istorie pentru o ispită, nu vrea să fie nici sfânt, nici vrătică, nici împărat. Nu vrea, nu vrea. Asta este esența poporului român valoarea, el își dorea altceva, tinerețea, veșnicia. Veșnicie. Bun, și când ajunge în veșnicie, crește, dacă tu uiți pe bază, vezi toată esența poporului român. Știi că îl pune când e pe la 17-18 ani, îl pune să-și aleagă un cal. E ca și mai pune un Porsche, un Ferrari, un Lamborghini și nu vrea. Ia ăla, gloaba, era tătânesul, o mângâie și el mângâia memoria. Și deci că dăm jar. Așa cum îl înveți pe copil Să mângâie memoria neamului Dăm jar și devine calul acela Devine un armăsare mai pomenit. Bun, m-am gândit că este ajuns pe tărâmul nemuririi Înțelegi? Este pe tărâmul nemuririi Și din greșeală Era cu trei zâne Happy End Hollywood Și din greșeală Alergând după un Un accident Calcă pe tărâmul dorului și dorul e mai puternic decât veșnicia. Din dor, fii atent, se târziu al creștinismului, din dor de om Dumnezeu s-a nomenit și a pătimit. Din dor de părinții lui, eu, bunica încetea și o plângeam, aveam 5 ani, cum îmbătrânea, cum cădea, uh, veșnicia el a s-a întors acasă. Eu nu mai găsea nimic, a găsit lada aia care a deschis-o și moartea care a slabă și aici dacă mai întârziai, nici pe mine nu mă mai găseai. Și atunci vezi, cum zice Grigore Palama, în omenirea s-a nomenit Hristos, ne-a luat toate păcatele. Uh, Eminescu s-a uh, a luat toată condiția poporului român, cu toate slăbiciunile, cu toate căderile noastre și s-a pus pe cruce cu ea. Înțelegi? Și atunci vezi, eu la dimensiunea asta, discut condiția a poporului român și pe semne că așa să mor, pentru că și așa își vreau să mor. Nu, asta nu înseamnă că nu dau atenție la ceea ce se întâmplă, că nu vreau și o să mănânc, că nu mă interesează spațiul politic. Da, dar nu e prioritar. noi ce suntem? Eu o să știi că de Paște, de Crăciun, mă duc pe la mormântul actorilor. Am văzut mormântul Maria Tărănsă frică și nimic. Nimic, 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 nimic. Părăsiți să știu, nici nu știu. Am văzut, uh, iartă-mă, uh, uh, mormântul Lumina Minovici, omul ăsta care a fost bazele medicinii legale. O nenorăcie. Vrei să te duc să vezi mormântul Eftimiu? cum? e? de Căzute plaga și crucea și a făcut de praf. Zici că este ultimul gunoi. Iată. Ai înțeles ce să spun? Victor Eftimiu care este care și el este un Eminescu. Doamne, Victor, albanezul ăsta, cum sunt toți, cu umor și cu un spirit atât de deschis. Știi că eu zice aici că îmi place să fiu modest, dar să se știe. un spirit ludic, un spirit... Și acolo, te uiți. Deci, a Frederic, niciun popor nu e mare prin numărul de genii pe care dă, ci prin felul cum poporul apreciază aceste genii. De aici nu mai e vorba de popor, că na, dar cum să zic, instituțiile, instituțiile de teatru, de artă, de cinematografie, Academia Română, Facultatea de Medicină, să vezi în mormintele. Doamne Dumnezeule, pe dacă te duci în Germania sau în Franța, nu există așa ceva. Asta spune. Dar nu vorbesc acum despre popor, vorbesc despre instituții. Că mai degrabă vezi unul, am văzut că îi punea la Mari Moraru, un om simplu, știi, sau la maestrul meu de îngrădurescu Dumnezeu să sau asta. Cât o floare, știi? Este, este ceva. Eminescu știi ce a făcut? A prins căt o lumânare la fiecare voi văd român. Nu era să se moară. Ai înțeles? I-a pomenit, i-a băgat într-o veșnică liturgie. Și cu asta ne refacem într-o lume bestială, sadică. Mergem, merg cu Ioana și mergem împreună duminica la cimitir. Și mergem pe alee către uh, mormântul uh, socrului meu. Și da, știu unde am pus o Am găsit oameni da. care îi aprindeau, oameni de niciunde, da, da. care îi aprindeau o lumânare. În partea da, da. îi, îi puneau, îi video, puneau dar, lumină. Și i-am spus Ioanei, uite cât de frumos da. e, ce gest de, de recunoștință puternică. Da. Și anonim. Anonim. Nu fără nume, nu au un fără, CNP. da. da. Și am găsit acolo, la un moment dat, o doamnă în vârstă care mi-a zis că venise de la Focșani ca să-i mângâie mormântul. Extraordinar. Și în acest, a, acel moment, absolut emoționant, a determinat și am spus, Ioana, uite cât de frumos este, ca de fiecare dată, în drum spre mormânt, să presărăm lumânări și lumini pe alte morminte. Și este tabietul nostru. Dar uh, au nevoie noi credem că ei sunt acolo și că nu mai au nevoie de lumea asta. Dar au nevoie de, de recunoștință și peste toate noi avem mai multă nevoie să-i mm. să să știm că sunt vii. Dar tu nu simți că ei lucrează de dincolo? Eu simt că o protecție de la mama, de la tată, de la bunica. V-am ascultat într-un mm. interviu în care spuneați că în noaptea în care s-a stins mama, da. ați simțit momentul. Da. Da. În acea noapte, noi... Cred că am mai povestit de la un moment Noi urma, noaptea în care uh, avea să se stingă, în dimineața în care avea să se stingă uh, socrul meu, Ioana uh, ar fi urmat să-l ducem, să ducem către Istanbul, dar uh, Ioana s-a trezit uh, dimineața și mi-a spus Adi, să nu mai faci niciun demers să-l ducem către Istanbul, pentru că tata astăzi pleacă. Extraordinar! De partea cealaltă, la spital, cu ultime puteri, unei asistente i-a spus o aștept pe fica mea. Ioana îi spusese, fără să știe no. acest dialog, îi spusese unei doamne doctor care o informase că starea s-a depreciat, no. deși nu era o premizie. Ioana no. îi spusese no. să-i transmiteți tatălui meu să mă aștepte. avea cum să transmit. Pff. Pentru că era într-o stare uh, no, de com. No. Și în momentul în care i-a cuprins mâna Ioana, a plecat. Dar... Se trezea dimineața Iona și îmi spunea: Uite, are o problemă, tata la ochi l-am visat că mi-a spus că are o problemă la ochi. Și spun ce problemă să apară: că n-a avut niciodată probleme pe parcursul când da, s-a da. aflat la terapie intensivă, probleme da, oculare. Da. Și se trezea, avea obiceiul să sune la 8:39 după raportul de gardă și să obțină informații. Că era da. și perioada în care nu se putea ajunge cu lejeritate la spital. Că erau spitalele închise. Și în momentul în care suna, îi spunea Doamna Ioana, să știți că are o problemă la ochiul stâng. Extraordinar. Era într-o conexiune permanentă. Da, permanentă permanent. azi, eu astăzi am spus, există forma asta de comunicare. Eminescu ne-a legat cu veșnicia poporului român. Ne-a lăsat puțin istoria într-o parte așa. Cu veșnicia. Oamenii de spirit întotdeauna te leagă, arta, arta înaltă, mi-a plăcut de englezul ăsta conservator un gândire, Roger Scruton, zice, cultura înaltă. Cultura înaltă, zice, este într-un fel, într-un fel ca religie, dar nu o poate înlocui. Dar cultura, arta înaltă, în primul rând, ridică pământul de la condiția asta, nu lasă. Știi? Le ridică, îl înalță. E. Credința îți deschide aripile către acel ceva, către taină. Și de asta, um, raportul românului cu uh, transcendentul e vechi. nu este Credința nu este structura osoasă a unei culturi? Uh, știi. Um, Apropo de cultură, uite ce remarcă mai multe minte în cap, acum a lutit și că un popor poate să trăiască fără cultură dacă cu o cultură minoră moare. Pe de asta vor să facă o cultură minoră în România, ca să moară poporul. Fără cultură, el trăiește prin spirit, prin credință. Dacă îmi faci o cultură minoră, îl distrugi. Îi crezi, știi, uite, acum să vorbim puțin de cultură. Știi ce este cultura? E o busolă. Un om care are valori, nu numai că se autoreperează, dar se și orientează. Ce fac ăștia prin România educată și pitești că e același lucru? Reeducă, distrug valorile, ca să nu mai repere. Și zice, unde sunt? Ce România? Sunt domnul președinte care a zis că punctele cardinale sunt homosexualitatea, lgbt și teoria de gen. Și nu am nimic cu oamenii respectivi. Care sunt, e clar, e o realitate aia, dar nu faci din ea politică. Aia e o realitate clinică. Nu faci din clinică politică. Domnul președinte, nu sunt astea puncte cardinale ale poporului român. Sunt credința, cultura, tradiția. Cum ți-ai permis să spui asemenea obiecții? Și atunci intră mărturisirea. Pentru că, vezi tu, noi trebuie o moștenire să lasă. Da, dar nu se lasă ca și cum îți las eu acum Ceasul E un proces lent Un proces dificil de a lăsa Spune părintele Stăniloae Neamul este când copilul Privește în ochii tatălui și vede strămoșii Și tatăl privește în ochii copilului Și, și vede viitorul E ca o taină e ca, e ca o taină și ăsta De asta e ce cu tot timpul Viitorul umbra Noi intrăm în mormânt dar rămâne umbra aia extraordinară care, cum să zic, îl ghidează pe copil. Mama a murit, tata a murit, dar le văd dimensiunea aia care rămâne neclintită de istorie. de Asta nu poți să ștergi așa și să, să faci, uh, cum să spun, o, o tabula rasa și să termini. Uh, deci moștenirea aceasta, știi care este pericolul acum cel mai mare? Că nu prea ai cui să-i lași. Pentru că dacă îi pui pe cei tineri, uh, cum zic, să-și asume valorile noastre, ei trebuie să pună un efort la care nu mai sunt dispuși. Și atunci, chiar vorba englezului, cred că el zicea, Roger în ziua, ce facem, domne? Îi silim la un efort la care să sau lăsăm să moară cultura dată cu noi? E posibil că acum această cultură despre ceea ce discutăm, noi s-ar putea să vii printre ultimele discuții despre Eminescu. Pentru că ăștia Păi știi unde? ce știi tu de cel Mare? Că unde e va bulevard. Fi? Unde va fi veșnicia culturii noastre? Nu, cum să zic, aici nu fost să-și prognoze. Din punct de vedere a laboratorilor sociale, știi că sunt laboratoare de editare genetică și de editare socială, sunt la fel de criminale. Că nu le controlezi. În editarea, cum să zic, Virusului social este pusă uitarea ca materie. Se predă uitarea, se predă uh, ștergerea memorii a, a trecutului, ca să fie uh, generațiile desprinse, să trăiască cam cât fluturia de o noapte efemerită. El, dacă nu mai are, uh, dacă te uiți acum la majoritatea tineretului de la noi, 80 și ceva la sută, el nu mai are rădăcini este scos. Dar aici intervine Dumnezeu. Deci din punct de vedere al laboratorilor ocultelor, a eforturilor Europene de a distruge tot ce este identitar, de a desnaționaliza toate națiunile, e ceea ce se numește pronie cerească. Se naște o generație, am constatat, care e total diferită de ăștia. Ăștia de 2, 3, 4, ani, 5 ani. Nu, eu așa-i adulmec parcă se nasc cu niște cunoștințe și cu o sensibilitate de altă factură, greu manipulabilă. Noi le suntem dator lor. Ai înțeles? E un pod pe care se, uh, se trece. important ca noi, știi că era povestea aia, că uh, am avut un vis, că și că era crucea unul și grea, grea. Și până când tot treceau oameni, zeci și sute cu cruce, toți care au. Și ăsta s-a gândit să o taie, să o mai micșoreze, știi? Și s-a simțit atât de bine. Uite bă, bă, frate, zice, prost ăștia. Numai că oamenii ăia au ajuns la o prăpastie. Și ca să treacă prăpastia, atunci și-au pus crucea lungă. Și au trecut-o. Ăsta n-a mai putut să treacă. Pentru că o scurtease. Sigur. Noi nu trebuie să ne scurtăm crucea. Să o ducem așa ca să aibă pe unde păși ăștia mici din spatele nostru. România de astăzi, care, repet, e o țară vândută, este o țară deformată, este o țară pradă cu toate astea, o lăsăm ca atare, înfruntăm lucrul ăsta, îl mărturisim public, ca cel care vine să aibă pe ce păși în demnitate. Știi? Să aibă ce păși. A, a fost un a, sfânt rus, iar o să zic ăștia sunt putinist săraci mai de capul lor. Sunt Antonia Surojului, mitropolit. În Anglia a fost el mai mult. Și vorbea, am mai zis-o într-o emisiune, dar e bine de reținut. Și apropo de mine, sumerge merge foarte bine. Zicea, morți fecunde. aș zice de chestia asta? Zice, greb la morții, trage în ea pe toți așa. Da, dar printre dinți e oameni lumină. Și una este să moară ăla care la Chemat în proces și l-a acuzat pe Eminescu că fură cărți din bibliotecă, și alte să moară Eminescu. Una este să se moară Nicolski sau Torșul Curând Crăciun sau Teoharei Georgescu, și alta să moară bunica ta, care a fost o lumină de om sau bunicu. Ai înțeles? Oameni lumină, Rusul a ghicit-o fantastic de mine. Morți fecunde, în urma lor rămâne o lumină. Că mă uit la mine în neam de aia la veșnica pomeni este lumânare. Nu stă cu veioza. Știi? Este o lumânare. Și atunci Eminescu mie mi-a zis odată o că Dom, domnul, dar nu sunteți o lumânare. Zic, mulțumesc. Nu, nu știți ce face lumânarea. Ce face mai mult decât soarele. Ce luminează pe Și apropo Străpunge de omul... Străpunge Da, apropo de omul fulger. Știi? Eminescu a făcut o lumină. Ne-am văzut dintr-o dată demnitatea. Dintr-o dată ne-a văzut -o. și atunci în sensul ăsta a zis noi ca să îi vedem ființialitatea și într-un fel ce am zis și eu acolo să ne lăsăm contaminați de Eminescu. Și Eminescu ne-a și îmbrăcat cu haine de demnitate pentru că după Eminescu toți cei care au fost n-au mai putut fi umili. Și mă gândesc aici la, nu știu, Ion Luca Caragiale, când am mânt. Tudor, Arghezi. Ion Luca Caragiale, care spunea nu trebuie să blestemăm acest neam, că am da. extras acest pasaj, fiindcă nu e mai rău decât alt neam. Ce bine zis. Ce bine zis, adică și aici este un um, raport și de înțelegere. știi cum zicea Tolstoi? Inteligența e înțelegerea lucrurilor. Pe ăștia au înțeles pe păi dacă pui ce zice la aici și cu toți ăștia care blesteamă condiția de poporul român, să știi că Eliad a constatat-o, cred că în oceanografia a scris acolo, că sunt mulți, erau mulți români care blestemă condiția de român. Mai sunt în gând fații ăștia. Știi că diaspora are inimi rănite, domnule. Sunt români așa. Dar mai sunt și derbe de din ăștia care zic, pizza, e pizza, el se întoarce cu jeep de acolo, mă întorc. De ce te întorci în țară? Așa, Știi? Ăla este o subspecie. Dar românul care pleca și suferă și trăiește ăla e de o peți, un diamant. Ai înțeles ce vreau să spun? Eu pentru ăla vorbesc. Ăla e pentru mine poporul. Nu știu ce. În vremea lui Hristos ne-au să că poporul Barabas s-a mulțit extraordinar. E, cum să zic, nici n mai trebuit să facă eforturi. Știi că dacă Hristos trăia acum în lumea asta a mobililor și asta avea trei like -uri. De la Maica Domnului, de la Maria Magdalena și de la Sfântul Ioan Evanghelistul. Înțelegi, se e plin, înțelegi, Ei, aici ai să vezi, de-aia ce îți dorești? E, am dezvoltat ideea aceasta că ce valoare îți dorești? Uite ce își dorește acum, unul, Eminescu își dorea o Românie, ăsta își dorește să știu și eu, să joace la Max Bet. Nu declinăm condiția poporului român în minor. Și o să știi că orice popor de pe suprafața Pământului are nevoie de valorile lui constitutive. Fără valori, un popor nu poate să meargă. Eu am nădejdea că va rămâne în veșnicie cultura noastră, pentru că avem și aceste puncte cardinale pe care le-am amintit. Avem un imperativ. Să reînvățăm să ne admirăm trecutul, să revalorizăm valorile noastre. Asta este un imperativ să, la confuzia care s-a creat să răspundem cu claritate, la aplatizarea care s-a făcut noi să răspundem cu relief și cu diferențe. Cultura este ierarhică. cultura, biserica, creștinismul este ierarhic. Hristos n-a fost egal cu apostolii. Eu nu sunt egal cu mai meu în Rădulescu sau cu Petrețuța sau cu mama mea. Cultura este ierarhică, biserica este ierarhică, armata este ierarhică. Nu trebuie să căutăm oameni egali. Dar... Păi Pentru nu, dar vreau să zic, ăștia umblă cu chimera egalității. Afirmați atât de plastic la un moment dat, când erați la uh, liceul de arte la Tonița, faptul că nimeni nu vă va egala, dar a, -a poate vă va întrece. Nu, a zis, uh, mă, eu pot fi întrecut, dar niciodată egalat. E vorba de personalitate. De unicitate. Da, unicitate. Persoana este acel ceva... N-a răspuns tuția la capa aia de la BBC când ne-a zis: Ce părere aveți despre drepturile omului? Și Nu sunt om cu coană. Dar ce zice? spătrică lui Vasilica din botei. Idiota aia nu observa că el era persoană cu botez, era unic. Persoana creștină este, individul se poate reproduce. Îl facă fac ăștia la Davos. Persoana nu. Noi suntem o comuniune de persoane. Spunea Florenzi, un mare teolog uh, rus. Zicea, mă, în comunism suntem asemenea, în creștinism suntem într-o ființă. Ai înțeles? Tu ești diferit de mine, eu sunt diferit de tine, dar suntem în comuniune, suntem într-o ființă. Pe păi când ăla zice, sunt asemenea, păi poate avem aceeași cămașă. Ai înțeles? Idiotul globalist care tot de acolo pleacă. Tot de acolo pleacă. Care uniformizează în permanență. Da. Cultura... Uh se manifestă în interiorul nostru și evident că Eminescu pentru, locuiește în fiecare dintre noi, dar în fiecare dintre noi locuiesc mama, tata, locuiesc oamenii pe care am întâlnit, marile întâlniri. În dumneavoastră ce simțiți din punct de vedere cultural? Ce cărămizi au lăsat mama, tata? Ce cărămizi au lăsat Radu Beligan, maestru Demrădulescu? Cei care sunt... Uh, puncte, puncte nodale în existența dumneavoastră? Sunt oameni care mi-au marcat existența, am și vorbit și nu, n-aș mai vrea să mă dar aș vrea să spun ceva pe ideea asta ta. Uh, eu bat mult mai departe. Și uh, teribil, nici a fost nihilist, n-a fost idiot. Uh, a fost un om decepționat de ce s-a întâmplat cu creștinismul în și avea dreptate. Dar nu vis-a-vis -vis de creștinism că Dumnezeu a murit. Nu, nu. Era în decepția lui săracul. Dacă era în România, nu scria ceea ce a N-avea cum. Noi nu, nu, am. Și a zis că vulgu, omul vulgu, nu bate decât până la bunică -sul. Nobilul se duce în neamă. Eminescu se ducea în voivozi. Ai înțeles? Că mele sufletești. Le simt în țăranul anonim, adânc, dus acolo, dincolo, de mii de ani. Înțelegi care a deinuit în voivozii noștri, în noblețea. Știi că există o carte de volta a maselor al Ortega y Gasset și a remarcat gânditorul ăsta teribil că în tradiția chinezească a înnobila e un lucru invers. Adică nu mă nobilează bunicul, străbunicul, mama, tata și cei care au fost în spate. Nu. Eu dacă fac, zic, așa zic chinezii, dacă fac un lucru bun, îmi inobilez părinții. Dacă fac un lucru și mai bun, strămoșii. Dacă fac un lucru genial, îmi inobilez neamul. Este nobilare inversă. Putem fi bijuteria neamului nostru. Exact. Și noi înnobilăm invers. E, uite, procesul la care zi, acum noi umilim invers. Noi discreditându și fiind coparticipativi la dărâmarea lui Minescu, ne umilim trecutul, fiind coparticipativi considerând că nu avem istorie, cum a scris un amărât am prin revista 22, aici, că m-am uitat în istoria noastră și nu avem niciun moment de demnitate. Idiotul ăla, înțelegi, este coparticipativ la actul de a umili natura. Eu nu pot să-mi permit față de niciun popor să spun lucruri nedrepte să fiu instanță în toate chestia asta. Și poporul român are în el Acum acest Nu avem funție. acte de demnitate pentru că păi însemna, nu, așa a fost el. să răscolim toate cimitirele și să, să dezgropăm, să-l dezgropăm de pildă pe Brâncovean. Dacă nici Brâncoveanu da, n-a mai lăsat act de ac demnitate. Acolo știi ce se întâmplă cu Brâncoveanu? Este... Axisul nostru știi că nu era internet aici atunci și nu erau uh, Google nu era televiziuni să transmită în direct masacru bestial unic în istoria martirologiei și zice poporul ăsta amărât marginal al Europei l-a ținut în inimă. tu știi cât a avut el anatema vreo 200 ceva de ani că sultanul i-a zis patriarhului de anatema Patriarhul Constantinului, mâncase să de multe ori din palma lui Bărgăver. Și Bietul Iorga, Bietul între ghilimele, zic în 1914 a vrut să-l scoată să... și a început războiul. El a fost canonizat, cred că în 1993. Poți în să faci diferența între 1714, 15 august, 1993. Și de ce poporul ăsta, fără nicio chestie, biserica l-a canonizat în suflet, da, da, poporul l-a canonizat în suflet. Ce popor avem? Era a murit singur acolo. Adică. În tribună era Uniunea Europeană. Erau uh, Francia, Anglitera, era Republica Veneția și mai erau și rușii, ortodoxi care unul n-a mișcat în deget. Și știi cât a durat să-ți vezi copiii? În toată istoria martirologiei nu o să vezi așa ceva. A durat un sfert de oră execuție, după care i-a invitat la masă și-a mâncat, așa a fost și la Ialta, la Ialta cu său. a zis așa 20%, 10% aliați, 20%, 90% Rusia, era România, Churchill, Ai înțeles? Era, și -o, sute de mii au intrat în pușcă. Nici nu-și cer scuze, nu știu că noi avem criminal de război, nu au fost criminali că unii au băgat comunismul. Europa în sensul ăsta ar să stea în genunchi în fața unui răsărit crucificat. Tot la noi se vor întoarce. Ce spune și tu înainte, unde să-și găsească credința? În, în baruri care sunt biserici dezafectate? Discutăm înainte de a începe să filmăm, ca să nu lăsăm așa lucrurile deschise într-o paranteză. Și trăgeam deci, că aici în răsărit e nădejdea mea, că aici în răsărit, prin, prin această credință puternică pe care o are răsăritul, și nu mă refer la uh, granițe, dincolo de orice graniță, chiar la credință, prin răsărit uh, ne vom salva. Prin credința din răsărit. Uh, Știi în ce poziție suntem noi acum? Îți iau ultimul țăran amărât din... Uh... Orice comună de aici, l-a credit firesc în Dumnezeu. În 1803, în coasta de vest, Benin, a Africii, un medic, masterman, Winter interbaten englez, a descoperit niște triburi. Dor Dormeau. Așa. Și cădeau. Nu i să creadă. Mureau dormind. Dar a trebuit 100 de ani ca să descopere că vectorul era muscațiți și că era boala somnului. Dar el a scris, ia țăranul român și du în Europa. Sunt triburi care doresc pentru țăranul român. Dorm, țăranul, țăran. Winter ăla care a transmis atunci, a dat, înțelegi metafora? Eu văd așa. Don, mie mi-e o milă de mi se rupe sufletul de american, de francez, de german, pentru că cred că sunt cei mai triști oameni. La noi fugi la biserică, fugi la un mormânt, e unde să fugă? În, în biserice dezafectate care sunt restaurante, sunt baruri, sunt unde? Unde este sufletul lor? Unde se duce? Că noi suntem pieritori, suntem, dacă tu așa, un pumn de țărână. Aia, aia de acolo, ne-am dus acolo. Bun. Poporul român are această perspectivă a finitudinii vieții, dar și veșniciei dincolo. De a nu prea se sperie. Și asta ți-am zis că eu văd țara român față de, cum să zic, asta care vine acum din Occident, îi vede somnambulă, așa. Care cad unii peste alții. Asta este un sfârșit. Cine știe când se vor trezi? Dar asta țara nu zice, domnule, ăștia dorm. Mor dormind. Nu-și dau seama. E atât de simplu. Și Gândește te gândește-te câți martiri am dat noi. Rușii câți martiri au dat. Și în Polonia, și în Ungaria, dar tu știi că Solgeniții, când a venit în, în, când a aflat de fenomenul Pitești, a zis, în Rusia nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Îi împușca, dar da, Pitești a vrut să le schimbe sine, felul lor. Așa spunea profesorul Ceaușu, ce a vrut comunismul dane? Să schimbe sine. Ce vor acum? Prin educație, prin România educată, se schimbă sine. Sine, percepția de sine a poporului român. Pe de altă parte, cât a fost de crud fenomenul Pitești, ne-a lăsat speranța că nimic nu ne va clinti. Da. Dacă acolo nu s-au clintit ființe, uh, ce a, mai poate ce a, poate să, a, să, să existe de o cruzime mai mare decât aici? Tu, tu știi ce a fost acolo? Am o ce acasă. Zice. Um, scrisori de la Itet, Itepship. Zic, păi ce este Itepship? Era Pitești scris invers, că învăța să se scrie invers, ca să nu prinde. prindă. A fost ceva, cum să zic, satanic. Eu sunt închis cu tine, noi suntem prieteni, cum suntem acum, suntem închiși și după două luni o sar cu un ciomac pe tine și te bate acolo. Și tu nu rămâi. A, că vine jandarmul să te bate, e una. Bun, cu toate că și-l un ticălos, că a trecut să fie torționat. Dacă să sar eu pe tine Îți dai seama ce șoc au avut? Ce bestialitate s-a studiat foarte mult la Moscova cum se distrugă. E, acum fac cu poporul român. Toți trollerii ăștia care scriu acum, de exemplu, o emisiune de genul acesta care nu va fi bombardată, ăia sunt torționari. Ăia sunt săracii modificați pe bani, luați de la oculte, nu mai știu ce. Ăia cel puțin la Pitești, de spaimă eu ieșam, dar ăștia de bani fac. Sunt torționari, sunt mai torționari, mai abjecți. Toți ăștia care vor să facă în România să, să piardă identitatea, consideră-i torționari. roagă pentru ei, dar consideră-i torționari. S-a făcut experimentul, nimeni nu-și cere scuze. Nimeni nu-și cere scuze pentru atrocități, pentru familii distruse, pentru, cum să zic, destine distruse. Soția lui Dinu Pilat s-a dus acolo și ăla -a cu slăbuț cum era Dinu Pilat, așa un om de... Cu... Și a zis, au ce îl mai aștept pe ăsta? Că ce o să faci acum? Că a dat 25 de ani. Ce să faci? Am să-l aștept, domnul meu. Ăsta e răspunsul. Îl dau aia cu Ion ianolid de Dumnezeu să-l minunea asta. El a fost uh, foarte... El era îndrăgostit de una din sururile uh, lui Gafencu. A, ah, sunt Și a aici. Și el a așteptat. Și au trecut ani și familia au torturat, zicea, lasă că era la pușcărie, o fi și murit, mărită, și n-a vrut. Și într-o zi, bestiolele astea care și acum sunt, au făcut lucruri de astea care să traumatizeze în timp. După 12 ani au trimis geamantanul cu hainele lui Ion Iarida, să-i zic că a murit dușmanul, banditul. Și femeia aia care l-a iubit, care l-a ținut în inimă 12 ani, așa trebuie să înțelegi poporul român a văzut Diamantano cu niște haine. Erau hainele iubitului care a murit. Familia a obligat-o să se căsătorească. Și Ion a a văzut o scris, după un an i-a dat drumul. Și el s-a întâlnit pe stradă cu soția și cu soțul ei. Și zice, și nimic nu se mai putea face. Dacă tot poți să privirea dintre ei doi, iubit cu iubită, Dostoevski nu poate să o scrie, nici există. Ce tragedie! Și s-au creat ca și acum. Acum creează, cum să zic, morți artificiale de genul ăsta. A murit Blaga, îl scoți pe o goga din, din asta, din manual. Tu vorbești atât de frumos despre vrăncoveni. Sunt scoși din manual de istorie. Ai înțeles? Le trimite hainele la fel. Și atunci a generația de asta... nu biserică? Păi, Biserica o să-i pomenească în condiții și noi trebuie să-i pomenim rugăciunile noastre, pentru că datorită lor avem demnitate creștină în fața lui Dumnezeu, că acolo o să ne ducem uh, cu, cu toții. Cine ne asigură demnitatea creștină uh, dacă nu martirii noștri și suntem atât de aproape de ei? Gândiți-te că mulți au murit acum de curând, cei care au mai supraviețuit din chestiuni. Mărturisea uh, regizorul Toma Ienach, cel care a realizat filmul da, da. despre fenomenul pitești că au filmat acolo și că voceau pereți. Ce expresie uite. Ce expresie? Pe mine m-a chemat cineva într-un subsol pe aici prin București, că vrea să facă teatru și nu pot să fac, de deci nu simt ceva aici? Și m-am aflat că a fost beciu uh, securității unde bătea. Gândește-te că că a murit asasinat. N-a murit nebun. Ăștia, vezi, acum îl omoare ei. Vă spunem noi cum a murit. Marile valori în România au fost asasinate, au fost. Aici este de aia -a zis că Eminescu și-a asumat această colgotă. Total și-a asumat. Vrei să-ți dau două imagini de tip Cristic, Dacă Hristos, cineva ar fi putut să facă o fotografie când a zis Tatăl meu, Tatăl meu, de ce m-ai lăsat? El știi că a trăit condiția umană și în deznădejdea ei totală. De asta iubim că a trecut prin toate ce am trecut noi. Acea deznădejde, știi unde am văzut-o eu? E o fotografie a lui Avram Iancu înainte să moară. Când rătăcea cu fluierul și avea așa o găsit cu un sul de hârtie care era pentru împărat, a murit porogojină. Și fotografia lui Eminescu înainte să moară. Să vezi acolo ars, ars, totul. Știi ce scria în testamentul lui Avram Iancu? Îmi doresc ca acest popor să fie fericit. Asta e tot. Aia n-a zis că își dorește să plece în Dubai și să aibă vire. Îmi doresc ca acest popor să fie fericit. Eminescu, iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spate căruia cronicarii fac hărți, uh, uh, dip pardon, diplomații, diplomații fac hărți și împărații războaie de care bietul de el habar n-are. Zici că a scris-o Iubesc acest popor bun, blând, milos. N-a zis acest popor corupt, jigos, plin de Uite-te la privirea lor. Adică să vezi o privire arsă care bate crucificată. Și de asta, du-te în țara moților și spune ceva de Avram Iacu. Să vezi cum se uitea la tine. A rămas! A rămas! Domnul să în Eminescu, am văzut o emisiune cu o țoapă, în 93 m-am săturat de sintagma apoi național. Sunt sătulă și mai era un idiot cu minte atâta, care pe l-a văzut că a luat bani pe la dilema, pe nu mai știu unde, care zice și mi-a nebunit cu ei bine scot, domnule. Și l a întrebat pe unul din formația sa, voi, că mai cântau ei. Bă. Și domnule, nu știu ce să vă spun, domnule, dar eu știu că fiecare familie în România are o carte cu ei bine scot. nenorocit, <laughs> ai înțeles? Chip îi urăști pe <coughs> ruși că îi iubesc pe pușchi sau pe aia, pe ghiotă, sau pe engleză, că țin la Shakespeare. Dar cine vrei să vrea să țin? Dar zis că ea zăpăcit și pe engleză a ieșit, în Rusia să, să Shakespeare a ieșit. Uh... Sunt casele de român unde Biblia se așează lângă uh, un volum al lui Eminescu. Emescu, da. Eu am văzut limba română material, ce înseamnă cum strigă, când Nicolae David și-am adus la el la țară, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Și era biblioteca lui acolo, părinții care stau așa cu capul lungă în fotografiile alea, o tristețe adi. Erau toate deportările pe care le văzuseră. Și avea bibliotecă și au cărți scrise în rusește și odată s Mihai Minescu, Vasile Alexandru parcă <laughs> erau înghesuite limba română. Știi? Și l-am întrebat pe Nicolae, Zice, Dane, Dane, uite, e fântână aici, eu am făcut-o. S-a trist. Și acum mai jeleau după deportație. Și cum ai făcut-o? Din primii bani când am luat premiul național de poet? Păi, Nicolae, dar de ce nu ți a luat o, o motocicletă, o mașină? Cum să-mi iau, Dănuț, când satul nu avea apă? Trăiește în continuare Nicolae Dabija prin ceea ce a scris și prin demersurile doinei, fica. Da, pe care... am scris la literatură și artă am... 10 luni de zile am scris acolo. Am scris și eu. am Scris. Am scris și mi-a arătat în pădure un copac. Zic, ce cu asta? Ce că aici spunea mai versul de mine. când? Am 6-7 ani. Păi de ce lui? nu că m-a arestat dacă au Îți dai seama. Și fiat, a murit ca să-ți dai seama cum să iubești România. Am murit Nicolae Dabija. via doliu național gunoaiele astea de aici, un cuvânt nu a spus în niciun post de televizor. Au vorbit de prostituții, de măgari ăștia, un cuvânt. Ai înțeles? Și asta trebuie mărturisit, Sunteți gunoaiele istoriei. el spunea Nicolae Dabija, Dane, noi, Basara Beni, ne am pus icoanele spre apus. Pe cum l-a răsărit? Nu, spre apus. De ce? Acolo e România. Uh, și iată cum e credința la român. Deci, aici sunt preot, domnul, dar am fost prin 78 și erau niște basarabii refugiați la noi și trebuie să mergem undeva și era bătrânul și a zis, păi mă rog puțin și eu la o icoană și vin. Și a zis, pe care icoană? Era peretele al... Păi nu că am zidit -o. Să nu vădă comuniști. Ați zis? Ăla se ruga la icoană prin zid. După, după, credința mea, că n-am păreri aici, ăsta e poporul român. Se te rogi la aia care este acolo. Eu mai zis mie, eu fost fostă secretară de partid, că avea documente de partid, dar în sertar avea icoana. Înțeles? Adică război hibrid. Că să folosim. <laughs> da. Mulțumesc mult. Mai stors destul. Avem și noi uh, icoanele noastre. Iată, Eminescu e una dintre icoane și toți cei amintiți. Și Eminescu înseamnă, slavă Domnului, Eminescu mai locuiește în mulți dintre noi, da. în mulți dintre noi, da, chiar dacă el locuiește ascuns, așa cum sunt acele icoane zidite, ca acea icoană zidită. Mulțumesc mult pentru că am participat la această sărbătoare. Am spus de la început că este o sărbătoare a culturii naționale, o sărbătoare care are harul de a l reînvia pe Mihai Eminescu și de a reînvia um, românismul, de a ne în românii pe noi. Frumos să folosești expresia asta, a ne, ne în românii. E atât de important să ne luăm haina aceasta, zicea Părintele noi poporul român a fost în stare de orice, a ajuns și șerp și român, dar n-a dat chipul Hristos de aici. Tot așa să nu dăm chipul lui Eminescu din noi. Și în încheiere am să spun ceva. Tu știi că în creștinism inima, nu numai că bate, dar circulă precum sângere. Zice și s-a îndepărtat inima mea de la mine, Doamne, și m-a părăsit inima mea și a venit inima mea către mine. Inima, să nu părăsim inima lui, lui, lui Eminescu din noi. Părintele Ghilase de la Frățănei zice... În om sunt trei simultane. E inima lui Cordul, inima Sufletului și inima lui Dumnezeu din el. Când inima lui Dumnezeu din el nu mai bate, este în infart duhovnicesc. Parafrazând, poți să zici este inima Cordului, este inima Sufletului și inima lui Eminescu din noi, românii. Când inima lui Eminescu din noi nu mai bate, suntem în infart al conștiinței și demnității conștiinței Naționale. Să ieșim din acest infart, să nu intrăm niciodată. Să lăsăm inima lui Eminescu să bată noi să nu adormim niciodată și să rămânem așa cum am fost și până acum și să fie această inimă trează. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și. Și dragilor vă mulțumesc și voi și milhões. lăsați acolo în comentarii uh, declarațiile voastre de dragoste față de, de tot ceea ce înseamnă cultura noastră și nu doar uh, de față de Eminescu, pentru că Eminescu înseamnă revărsare de iubire și exact așa cum spunea doamna pe care am invitat-o aici și am amintit-o, doamna Lucia Olaru Nenati, n-ai cum să nu-l iubești pe, pe Eminescu pentru că înseamnă că nu ți-ai mama, tată, copii, n-ai mai iubi. Eminescu trebuie uh, iubit și trebuie dat mai departe și copiilor. Eu vă mulțumesc încă o dată, toate cele azi. bune până la ediția următoare. Doamnește!